Parcă nu se vede. Sau dacă se vede, nu vedeți voi. Aici am pățit. Mi-am vărsat cafeaua pe piept. De emoție că trebuie să vin să ne întâlnim, să încep filmarea. Mi-am dat cu parcă aici jos. Mi-am dat cu cafeaua pe piept. Bine că nu era fierbinte, că tot mă opăream. Bine v-am găsit și astăzi. Mulțumesc de abonare, de subscriere, mulțumesc de like-uri. Ne-am citit și în comentarii, ne-am scris unii altora. Mulțumesc, asta înseamnă comunitate, asta înseamnă comuniune. Acum, nici să nu lucrăm prea mult, că ați văzut că cei din guvern au dat OUG. Ce înseamnă OUG? O ordonanță de urgență pe tema muncii, că prea mult se muncește în România. Și așa că ei au delimitat timpul de muncă printr-o hotărâre de guvern numită Kurzarbeit. Să trăiască domnul Iohannis, așa pe limba lui, să sească cur, cum mă? Kurzarbeit. E ok legea asta. Prin ea se permite angajatorilor să reducă cu 50% timpul de muncă pentru angajați. Timp de câteva zile, dacă e nevoie, reduc timpul. Și așa muncim așa de mult în România, dai de capul meu. Păi băi, ne sufoc autostrăzile la cât se muncește și se construiește. Tot la doi pași, dai peste o școală. Spitalele ne enervează că sunt așa de multe, de funcționale și de curate. Dar să mai terminăm o dată, să ne mai odihnim și noi. Prea multă muncă. Da. Că și fermierii se plâng că de la atâta muncă n-are cine să le culeagă fructele. N-avem zilieri ca să ne culeagă fructele. Păi ia să vorbească tot domnul Iohannis cu mătușica Merkel să ne trimită niște nemți. Păi eu, noi nu i-am ajutat asta primăvară. Înțeleg că la neamț nu-i place să se plece după sparanghel. Dar cât de nobil e să meargă să culeagă mărul, să culeagă para, să culeagă pruna. Pruna, nu-i așa? Avem fructe și nu avem cu cine le culege. Practic nu știm să fructificăm această situație. Dar eu în patru mâini, nu mă spuneți, în patru mâini pe burtă și aș culege prunele, mă. Cum să lași tu bunătate de prună? Și apoi la toamnă, la primăvară, ciombia. Aia e problema. Că o să avem fructe, o să avem mere superbe din Costa Rica, pere din Zanzibar, struguri din Chile. Și fructele noastre rămân pe crengi. Dangalanga nu mai vrea să umble creanga. Hai să ne organizăm un pic. Știu că suntem prea bogați. Ce ne mai trebuie să... Ce mai culegem fructele astea? Avem bani să ne cumpărăm din supermarket. Da, nu suntem chiar atât de bogați precum e chinezul ăla care și-a comandat o mască adaptată vremurilor. O mască în valoare de 1,5 milioane de dolari. Vă dați seama omul ăla dacă își confunde masca cu una de asta de unică folosință, de câte ori și-o aruncă la gunoi și după aceea ce, vai, milionul, unde mi... Nu contează că cine a avut bani să-și facă o mască cu 1,5 milioane de dolari, mai are bani să-și facă încă una. Serios, serios. Se întorc românii, se întorc din vacanțe. Da. Imediat apar și dronele. În Cluj așa suntem de supravegheați, vai de mine, mai ales că e pelerinajul la Nicula acum, cu ocazia sărbătorii de 15 august, știți voi? Și ne supraveghează cu dronele. Nimic nu mai poți face, nu te mai poți scărpina, nu mai poți nimic, tot se vede pe dron. În fine, da, deci chinezul și-a comandat o mască cu diamante, cu... Bă, ce, dacă ai bani, ce să faci? Îți cumperi și o mască de aia. Că și ieri a venit președintele Iohannis și a zis, dragi români, nu vă luați mască de aur, luați-vă mască normală, dar mai ales purtați-o. Ce ne cere președintele țării? Întâi om în stat cum ar veni. Ce ne cere? Nu ne cere să fim mai muncitori. Nu ne cere să fim mai patrioți. Nu ne cere să fim mai harniși. Nu ne cere să fim mai deștepți. Nu ne cere, ne cere să purtăm o mască. Ne roagă să purtăm o mască și noi purtăm masca de apaci sau aici. La amigdale, să nu răcim. Dacă omul zice, haide să-l ascultăm. Sau l-ascultăm pe buzatul de la Vaslui, 2 ochi și 14 pungi, care a zis că terminați cu prostiile astea, ui. Masca n-are rost să fie purtat, bă, că dacă ar fi purtat masca, s-ar face bine și pacienții, ui. Pe cine putem noi pune ștampil așa? Păi după aia ne mirăm. Ne mirăm că l-am luat de bun și după aia se dovedește a fi... Ai. În fine, asta e. Să meargă domnul la psiholog. Să meargă la psiholog și după aia să vină să-și revizuiască în fața noastră comportamentul. Că avem la psihologi, chiar acum a apărut unul pe piață. Cine? Oanalis. Vă spun sincer, m-aș fi așteptat la orice din partea ei. Acum se apropie de 40 de ani și o da seama și ea că
Viorel Lis nu-i veșnic și mai ales pensia lui Viorel Lis nu-i veșnică și așa că o făcut și o facultate. Repet, m-aș fi așteptat să fie critic de modă, să facă horoscoape, să facă cocktailuri, să facă să împletească șosete, dar totuși, psiholog, suntem duși cu capul, nu? A făcut și o facultate ca tot omul după prima tinerețe, a obținut diplomă și acum, hopa, cabinet de psihologie Oana Lis. Unde o să-i fie sediu, la acces direct. Din păcate, vă dau și o veste tristă, se reia emisiunea Acces Direct, în direct, de lunea viitoare. Așa că, în intervalul ăla oral, dacă o să fie și vulpița, puteți lua o carte sau puteți să mergeți să alergați. Din păcate, emisiunea asta mea e doar pe net și ține doar 10 minute de luni până vineri. În rest, vă descurcați, aveți cap, selectați la ce vă uitați și ce urmăriți, da? Pelerinaj. Din păcate, anul ăsta la Nicula, după slujba din ziua praznicului, nu o să se mai dea sarmale, așa că cei care merg acolo să aibă la ei merinde. În schimb, o să fie sute de jandarmi, polițiști. Acum o să vedem polițiștii dacă o să fie dotați sau nu cu pistol, că ați văzut. S-au cumpărat 10.000 de pistoale Beretta ca să dotăm poliția română. Beretta. Deci astea sunt niște pistoale care nu se folosesc pe nicăieri în Europa. Bine, interlopii le folosesc, dar în structurile astea organizate la organe nu prea vezi pistoale Beretta. Și ca să sfințească și să consfințească acest fapt, domnul ministru Vela ce a făcut? O conferință de presă în care a prezentat aceste superbe arme, că de asta avem noi nevoie acum, să înarmăm poliția, așa? Superbe arme, da? Le-a oferit câtorva polițiști, bravo, mă, pa, pa. După ce s-a terminat conferința de presă, după ce au plecat televiziunile, după ce s-au închis camerele de luat vedere, ce s-a întâmplat? A cerut înapoi armele. Le-o dat la polițiști pistoale de o poză, mă, tu ți-ai făcut selfie, tu ți-ai făcut poză, a? Destul, un pistol la trei polițiști e suficient. Bun, acum dați-le înapoi. De ce? Că n-aveau făcut instructajul. N-aveau făcut instructajul, nu știau cum să folosească arma din dotare. Hai că suntem penibili. Bă, deci dacă ești politician în România și nu tai o panglică, nu inaugurezi ceva, nu pui o pâine în sare, nu bei o cănuță de pălincă în fața presei, înseamnă că ești de... n-ai făcut nimic. Imaginea asta contează, domnule. Imaginea, vrăjala, să ne ia ochii, să ne ia... Da? Țineți minte că se inaugurau autostrăzi și Ponta și Năstase și Orban inaugurau autostrăzi, cum plecau de la inaugurarea respectivului lot, cum, pac, o lua la vale autostrada. Și domnul Dragnea la un moment dat a inaugurat nu știu ce șosea de centură. Era acolo lume, chiar și Olguța Vasilescu parcă era. Oficialități, domnul Dragnea în cămășuța lui albă, mai rețineți, utilaje, televiziuni, săru clar, duduia treaba, mergea bine. A doua zi dispăruseră și utilajele, și muncitorii, și bordurile. Asta să ieșim în față ce avem noi, ce facem, să inaugurăm, să tăiem o panglică, să ceva, să arătăm că noi am făcut. Și doamna Udrea tăia la pangli și acum s-a dovedit că lua iară mită de sute, adică ce de sute, de milioane de euro. Și spunea prese ce să scrie în presă despre ea, să nu treacă o zi, să nu fie o știre de bine despre ea. Elena Udrea, care acum face pe femeia perfectă și mama ideală, după ce a fost amanta președintelui, amanta sublimă, blonda supremă, da? Așa e la noi. Nu vă mai rețin, intru și eu în cur, țarbait. Dacă zilnic de luni până vine vorbesc 10 minute, de acum o să vorbesc și eu 5 minute, că așa e destul. E destul? Asta îmi scrieți voi în comentarii. Mulțumesc de urmărire. Mulțumesc pentru faptul că spuneți lumii să se uite pe acest canal, că vorba aia nu e nici de câștigat, dar nici n-aveți ce pierde dacă intrați de luni până vineri. Sau sâmbătă și duminică vă faceți un playlist cu videourile, le alegeți pe titlu, pe pac, pac, pac. Bendea, ce a zis despre Iliescu, ce a zis despre ea? Dacă vreți mai multă politică, găsiți. Dacă vreți mondenități, găsiți. Dar vă descurcați voi. De ce? Pentru că sunteți deștepți. Eu nu stau de vorbă cu proștii. Și nici voi nu v-ați uitat pe canalul ăsta dacă n-ați găsit o sâmbure de râs și de speranță. O zi bună vă doresc. Like pentru toată lumea.
Să ne vedem cu bine și mâine, în ultima zi din această săptămână. Închide-te, sesame!